Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Mă numesc Constantinescu Andreea Diana și sunt... Băi, nici eu nu știu ce sunt. Eu sunt Sensi și mă ocup cu... încă o dată. Influencer, că n-am vrut să zic. Pe scurt, înseamnă blogger. Fac în timpul liber pentru că în viața de zi cu zi am un job care nu are nicio legătură cu online-ul. Lucrez la o firmă de pază și de mentenanță. Am venit la Chef la Cuțit la... Am venit la Chef la Cuțite pentru că mă plictisesc. Mă numesc șeful Daniel Nathanael. Am 18 ani și cel mai frumos moment al vieții mele că am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Adică m-am botezat la vârsta de 18 ani. Astăzi am ales ca preparată supă cremă de cartofi dulci. Astăzi seara o să gătesc o Benedict cu cremă de avocado. Astăzi voi găti paste cu pesto. Adaug sosul pesto peste paste. Strecor, albușul de gălbenuș. Asta e metoda mea, nu mai râdeți. Și sunt dați cuțit. Dacă nu, eu oricum l-am pregătit pe al meu. Ei, păi n-am eu cuțit, e făcut de mine. De dimineață. Aolo, gata? Ce greu a fost. Aolo, nu m-am descurcat deloc bine. Cine vine, 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 cine vine. Hai, mă, gustați. Supă! Băi, eu zic că e supă de dovleac, cred. Greșit. Miroase a pesto. Da. A, bă, cum am zis că e pesto miroase. Hei, 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 magie, uite, abracadabra. Sos holandez. Ce holandez, bă? E holandez. Ăla blond cu ochii albaștri. Hai, vă place, băi, blondilor. Putem să votăm? Ce votăm? Ce-am mâncat? Exact. Au. Știu. Ia zi-mă. Ia zi-mă. Pesto e făcut aici. Da. Băi, știu. Spaghetele sunt fierte aici. Hai ca nimerit-o. Băi, știu. A tăiat roșiile aici. Ouă e ou. Avocado e avocado. Pâine e pâine. Doar iarna nu e ca vara. Exact. Aolo. A venit cu cuțitul de acasă. Nu vă speriați, bună seara. Eu am fost băiat cu minte. Am venit cu acest cuțit din două motive. Ori facem schimb, ori dacă nu primesc niciun cuțit, mă duc cu el acasă. Ah, ok. Ai început bine, ai terminat bine. Cum vă numiți? Eu sunt Sensi. Cum? Sensi. Sensi? Sensi. Da, da. A, e nume de scenă. De scenă, da. De unde vine Sensi? Sensi vine de la sensibilă și sunt atât sensibilă fizic cât și emoțional. Ah. Da. Mă numesc șefor Daniel Nathanael. Cum? Atanel? Nathanael. Nathanael? Încă o dată. Șefor Daniel Nathanael. Nathanael. Din ce țară vii? Nathanael e un nume din Biblie. Da, asta vreau să zic. Ești o... Pentecostal. Pentecostal. Da. Ia uite, mă, na. Sunt lipite. Ai uși tu așa cuțitel cu mărgele? Are multe mărgele. Uite, are și o broșă. Are un grip foarte interesant, dacă vreți să admirați cuțitelul domnului meu. Măi, noi de... Măcică, noi de ce n-avem de-astea, mă? Vă fac eu, dacă vreți. Ce postez sau ce pui acolo? Și fashion, și beauty, și food. Nu cred, faci blogging de food. 113.000 de chei. Nu, două? Nu, trei, mă. Glumele noastre. Avem un banc? Sensi, o să ți-l spună, Scărnătescu. Sperăm să te și prinzi. Hai, mă, Dumitrescu cu Bont. Și zice Dumitrescu lui Bont. Nu, mă, Bont, eu, mă. S-am luat două, nu trei, mă. Nu trei, mă. Nu două. A fost ceva de genul... Săracul de... Ai mers mai departe. Săracul. Ai înțeles ceva? Așa zicem și noi. Exact. Și cred că l-a spus de 20 de ori până acum. Da, mi-a plăcut cum l-a spus. Măcar atât. Păi, Nathanael, mai gătești și pentru familie, pentru prieten? Pentru familie.
Suntem 12. Mai am 9 frați și 2 surori. What? Mamă, what? 12. Al câtele ești? Sunt al 4-lea, de la mic la mare. Deci adică mai am un frate geaman. Opa. Și mai avem o pereche de geme. Nu cred. Dar dumneavoastră, domnișoară, sunt așa drăguță, simpatică, superbă. Vă mulțumesc. Ce mai faceți? De la foarte bine în sus. Dar știi că el, șef Cătălin Scărlătescu, da, să crede vidrarul? Ce se crede? Barajul de la vidrarul. De ce? Nu știi că face parte din patrimoniul național? Nu. Este bun național? E greșit. Nu, e greșit. E greșit, domnișoară. Am fost un bun național, acum sunt patrimoniul UNESCO. Nu o chestie puțin. Măi, vrei să ți-l spun pe ăla cu green green? Da, mișto. Asta e bun. Ia. Hai să vedem. Bine, profesor la școală. Dragii mei elevi, pentru mâine la ora de engleză vreau să-mi faceți o compunere cu culori. Bă. A doua zi, ora de engleză. Sensi, ce ai scris? Bă, la profesoră, when I was to the Black Sea coast, the sky was blue, the sea was black, the sun was... Oh, bravo, nu știu ce. Marcel, tu ce vrei? When I was to my grandfather, the field was green, the flower was yellow. Bulăiezi-mă și tu, care e treaba cu... Ha, I was at home and the phone was green, 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 green. I pink up the phone and I said yellow. Ce tare. Dar știa e bulă engleză, știa? Ha? Noi l-am auzit de 20 ori, dar râdem din simpatie băi, pentru el băi, și să nu se facă de râs. Adică, dar și mie mi-a plăcut. No? De-aia e râs tare așa. Da. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.